BMW M850i Gran Coupe X-Drive. V8 de 4,4 litri twin turbo, 530 de cai, 750 de Nm cuplu și 0-100 în 3,9 secunde. Hai să vedem totuși cum arată această accelerație. Trecem mașina în modul sport, dezactivăm parțial DSC-ul, dăm mașina pe modul sport, transmisia în modul sport, pedală la fund, accelerație, launch control. Wow, pur și simplu a sărit de pe loc. Jesus! Wow! Haideți să vă arăt cel mai mic facelift făcut vreodată. Da, vorbim despre noul Serie 8 Gran Coupe. O mașină care era atât de bună încă de la început, încât pur și simplu când a venit momentul să-i se facă un facelift, oamenii au zis: bă, n-avem ce să schimbăm. Și atunci nu prea au schimbat nimic. Dar astăzi o să vă arăt totuși micile diferențe comparativ cu versiunea pre-facelift. O să vă arăt un interior absolutamente superb și o să vă arăt și cum să faceți diferența între diferitele tipuri de motorizare de pe această mașină, respectiv cum să-ți dai seama dacă vorbești de un V8 adevărat pe Gran Coupe sau de un 840D cu sigle schimbate. Asta în cazul, bineînțeles, în care nu ai alte indicii de pe care să te iei, cum ar fi inscripția de pe portbagaj. Cum faci diferența între un M850i și un E840D? O să aflați astăzi! Da, am venit la mănăstire să mă exorcizez puțin după câteva zile petrecute la volanul acestei superbități de mașină. BMW Serie 8 Gran Coupe, sincer, nu cred că mai are nevoie de vreo prezentare. Este, așa cum poate foarte bine știți, versiunea în 4 uși a lui Serie 8. Reînvierea la 20 de ani distanță a unui nume și a unui brand, putem să spunem până la un punct, care apusese de ceva timp. Serie 8 întotdeauna va avea un loc special în inimile entuziaștilor și a fanilor BMW, pentru că în anii 90, atunci când a fost lansat, era cu totul și cu totul special. Iată că BMW a decis, v-am spus deja, la 20 de ani după ce a fost retras originalul, să reînvie acest nume. Și a făcut-o într-o manieră tipică, aș spune eu, pentru că oferă nu numai versiunea coupe, cum era originalul, ci și versiunea cabrio și versiunea Gran Coupe, așa cum vedem noi aici. Și anul trecut, mașina asta a primit un facelift, pentru că a împlinit undeva la 4 ani de producție și era cazul să fie reîmprospătată. Dar, spre deosebire de alte mașini din gama BMW, acesta este probabil cel mai subtil facelift pe care l-am văzut eu vreodată implementat pe vreo mașină. Și lucrurile sunt extrem de simple. Dacă vrei să vezi ce s-a schimbat pe noul Serie 8, tot ce trebuie să te faci este să te uiți aici în zona din față. Pentru că doar aici s-au făcut schimbări. Vorbesc despre grilă. Grila aceasta a fost modificată comparativ cu versiunea pre-facelift. Acum vedeți barele astea verticale? Ei, sunt un pic mai distanțate decât înainte. Au o formă un pic diferită și, important, acum poți să-ți cumperi o opțiune care îți iluminează această grilă pe timp de noapte. O opțiune care era inițial disponibilă doar pentru X6 și acum începe să se extindă la mai multe modele BMW. Aparent, clienții o preferă și producătorul german nu are de ce să nu le facă pe plac. Cam asta e singura modificare. Mai avem o modificare, respectiv zona de jos de aici, da? Din fața răcitoarelor, de pe bara din față, care pe modelele M-Sport, care apropo M-Sport, echiparea M-Sport vine acum standard pe seria 8 facelift, acest design cu barele orizontale este nou. Da? Dar cam atât în ceea ce privește diferențele comparativ cu modelul pre-facelift. Mai mult decât atât, în spate nu e nicio diferență pe parte de design. Bineînțeles, facelift-ul a adus și alte modificări, cum ar fi o gamă nouă de culori și de opțiuni disponibile pentru mașină, dintre care pot menționa că există și pe mașina asta culoarea pe care o vedeți. Pare că mașina e profuită, nu? Nu este. Este vorba despre culoarea albastru tanzanit mat, care este o opțiune nouă în configuratorul pentru seria 8 și arată într-un mare fel și, deși îmi place foarte mult cum arată această culoare, va fi extrem de greu de întreținut. Haideți să vă arăt ce probleme are mașina asta, de exemplu, deși are doar 7000 de kilometri. Ei, în momentul de față, nu știu dacă se vede pe cameră,
trebuie să mă așez într-o anumită poziție ca să se vadă, există câteva zgârieturi fine pe capotă. Aici, aparent, nu prea se văd. Ei, aceste zgârieturi fine, dacă mașina ar fi fost într-o culoare normală, non-mată, să-i spunem, da, cu lac, ar fi putut fi polișate și scoase de pe mașină. Dar, din păcate, fiind o culoare mată, capota probabil va trebui revopsită pentru a se îndepărta acele zgârieturi. Mai mult decât atât, se vede orice particulă de praf pe mașină, se vede orice fel de amprentă. Puteți observa aici, că am umblat eu la capotă mai devreme și se pot observa urmele de la degetele mele. Și la fel, dacă o speli, trebuie neapărat ștearsă, pentru că orice picătură de apă se va transforma într-un punct gri și așa mai departe. Și știu povestea asta pe propria piele, pentru că știți foarte bine, mașina personală este Rosso Competizione și am probleme similare cu ea, pentru că nu pot să revopsesc anumite elemente, că nu se iasă culoarea și așa mai departe. Așadar, cum se întâmplă de foarte multe ori, o culoare pretențioasă de genul acesta e recomandabilă dacă stați foarte bine cu nervii, mai ales în România, unde oamenii nu au un respect adânc pentru proprietatea altora și poți mai ating mașina, ți-o mai zgârie și așa mai departe. Bun, ce veți mai observa aici în zona din față este această insignă, această siglă, pardon, despre care v-am mai explicat care e treaba cu ea în clipul cu BMW X6. Respectiv, în 2022, BMW a sărbătorit 50 de ani de la nașterea diviziei M și mașinile comandate cu pachetul M Sport în 2022 puteau fi echipate cu această siglă aniversar. Da? Asta marchează 50 de ani de existență BMW Motorsport. Modelul de față are și câteva opțiuni foarte interesante, cum ar fi pachetul carbon, care aduce aceste elemente de carbon în bara din față. Arată foarte bine, dar nu vor fi observate decât de cei foarte atenți la detalii, precum și aceste capace pentru oglinzi, tot din fibră de carbon. O noutate pentru modelul facelift este faptul că pe modelele M Performance, cum este modelul M850i aici de față, poți să-ți cumperi oglinzi cu profil M. Până nu de mult, oglinzile cu acest profil, da, deci fără prindere în partea de sus, erau specifice modelelor M Full. Ei, de la un timp BMW cam, nu știu cum să zic, șterge liniile dintre modelele M Performance și modelele M adevărate și unele elemente care se găseau doar pe modelele M, acum apar și pe modelele M Performance. O altă opțiune este iluminarea laser aici în partea din față. Câteva mii de euro și ea, 1700 sau 1800 de euro, nu mai aduc aminte exact. Și, da, pentru că avem jantele de iarnă pe mașină, sunt jante parte din pachetul M Performance, pentru că există un catalog generos de piese M Performance pentru această mașină și pentru alte mașini din gama BMW în acest moment. Încă o noutate pe modelele facelift este faptul că sistemul de frânare M Sport poate fi acum colorat în negru. Mă rog, etrierele pot fi negre din fabrică. Înainte veneau în standard în albastru. Dar acum pot fi și negre, și roșii, și gri, dacă mi-aduc eu foarte bine aminte. Și da, avem jante pe 19, pentru că vă spuneam că sunt jantele de iarnă. Din lateral, profilul este de Grand Coupé, arată incredibil de bine mașina. Aproape 5,1 metri lungime, e foarte lungă. Și vedeți că avem o capotă lungă și în spate avem o distanță destul de mare între roată și capătul mașinii. Dar dimensiunile sunt geniale. Avem și pachetul Shadowline în jurul geamurilor, care aduce ornamentele negre în loc de cele cromate care vin în mod normal pe mașină. Și aici în spate, cum vă spuneam, nu avem modificări mari. Avem pachetul M Carbon, de care vă spuneam, va aduce și acest difuzor din carbon. Și cam atât, avem sigla universală, nimic diferit. Dar vă spuneam că o să vă învăț cum să faceți diferența între un M850 și un 840D sau 840, că astea sunt cam singurele motorizări disponibile pe seria 8. Ei bine, dacă vorbim de un motor V8 sub capotă, avem aceste 4 țevi de evacuare în spate, da? 2 pe parte, 2 pe parte. Pe când pe modelele diesel sau benzină, pe modelele cu 6 cilindri sub capot ai o singură țeavă de evacuare, iar la diesel e un pic mai lată decât cea de la benzină, de la 840. Cam asta este singura diferență. O să vă arăt și portbagajul dacă sunteți curioși. Acționabil electric, 440 de litri de stocare aici.
dar nimic spectaculos despre care să vorbim. Ce pot să vă spun este că deschiderea nu este foarte amplă, ceea ce înseamnă că unele bagaje voluminoase s-ar putea să fie mai greu de introdus aici. Da, mă rog, la câți bani costă mașina asta și ce oameni o să-și o cumpere, nu cred că va fi o problemă. Nu știu dacă sunteți pregătiți să ne urcăm în mașină. Zic să mai stăm 2 secunde. Hai totuși să ne urcăm. Ta-da! Este unul dintre cele mai frumoase interioare pe care încă mai poți să ți le cumperi. Bun, ce vedeți aici este un interior din piele merino extended cu o combinație de culoare tartufo white ivory. Da? Tartufo este culoarea asta, caramelul ăsta. Cusături contrastante aici în partea de sus pe pielea tartufo, dar și aici pe pielea albă. Vedeți că avem cusături în maro. Sistemul audio Bowers & Wilkins, care costă undeva la 4.500 de euro, 5.000 de euro, care aduce aceste grile din aluminiu cu șirul lui Fibonacci pe ele, care arată super, mai ales noaptea. Și atenția la detalii este superbă. Uitați, până și partea de jos a panoului ușii este îmbrăcată în piele. Interiorul buzunarului este îmbrăcat în piele și catifea. Deci arată incredibil de bine. Nici o zonă nu a fost uitată. Aici, unde în mod tradițional ai un plastic negru, vedeți că a fost transformat în plastic tartufo. Și totul arată pur și simplu wow. Configurația este cu 5 locuri, deși pare că ai doar 4 locuri, da? Vedeți aici tetierele, dar avem 3 centuri în spate, ceea ce sugerează faptul că teoretic ar putea să stea 3 persoane aici. Nu știu dacă aș recomanda chestia asta. Aici avem o consolă centrală destul de mare care îți permite să reglezi climatizarea chiar și în zona din spate. 2 porturi de încărcare USB Type-C și loc destul la picioare, chiar și pentru 2 persoane de peste 1,84, așa cum sunt eu și 120 de kg, da? Hai să vedem cum sunt și la cap. Da, nu este loc destul la cap. Nu pot să spun că nu mă așteptam, că e a 3-a sau a 4-a mea întâlnire cu BMW seria 8 Grand Coupe. Dar aș putea călători la distanțe ceva mai lungi. Aici puteți să vedeți și trapa din spate și plafonul îmbrăcat în Alcantara, care arată incredibil și el. Până și spatele scaunelor din față este îmbrăcat în această piele tartufă, care arată superb. Și să trecem și la planșa de bord. Uitați cât de bine arată interiorul acestei mașini în această combinație de culori, care va fi un iad de întreținut, sunt absolut convins, dar arată incredibil. De altfel, cred că ăsta este leitmotivul acestei mașini, un iad de întreținut, dar superbă de altfel. Am putea să-i spunem așa. Hai să ne urcăm și în față. Cam așa te întâmpină BMW Serie 8 Grand Coupe când deschizi ușa. Da, ușile sunt fără ramă, așa cum ne-am obișnuit pe un Grand Coupe. Iarăși, Bowers & Wilkins arată superb, aceeași atenție la detalii și pe ușă și scaunele din față, care iarăși arată superb. Reglaj în toate direcțiile posibile, poți să reglezi cât de lat e spătarul, cât de sus să stea șezutul, cât mai sus, mai jos. Scaunele sunt încălzite, ventilate, poți să spui și masaj dacă vrei pe ele și arată superb. Și odată urcat la bord, observi volanul M Sport cu cusături M, cu toate sistemele de asistență la condus posibile disponibile în acest moment pe seria 8. Volanul este și încălzit și uitați cât de bine arată. Deci eu nu mă mai satur de interiorul ăsta. Bordul este îmbrăcat în piele cu cusătură contrastantă aici, absolut superb. Acolo avem head-up display-ul și aici avem o consolă centrală ceva mai clasică. Chiar îmi spunea cineva de curând că pare un pic învechit. Mie nu mi se pare, mie mi se pare că este absolut superb acest interior. Cristalul Crafted Clarity, ca de obicei, aici la schimbător, butonul de start iarăși din cristal, butonul pentru IDF din cristal. Avem trimuri piano black, care chiar sunt piano black, nu e plastic lucios. Aici este meniul pentru sistemul de climatizare, l-ați mai văzut de foarte multe ori. Și aici avem singura diferență comparativ cu modelul pre-facelift, respectiv faptul că acest ecran pentru sistemul multimedia este de 12,3 inch, acum față de 10,25 pe modelul pre-facelift. Dar în rest e fix la fel. Adică funcționalitatea este la fel. Avem Apple CarPlay și Android Auto fără fir. Și instrumentarul de bord la fel. Este identic cu cel al modelului pre-facelift. Nu e nicio diferență aici. Tot 12,3 inch și arată la fel. Haideți să și pornim. Se aude un pic V8-ul. Cam așa arată. Ce vedeți acolo sus că flicără este o cameră infraroșu, care este folosită de sistemul de asistență la conducere. Vedeți că deja a detectat mașina din fața noastră.
Camera aceea îți supraveghează fața în timp ce este activat sistemul și se asigură că ești atent la traficul din jur, chiar dacă în continuare ai obligația să ții mâna pe volan. Ea este foarte utilă prin oraș, pentru că poți folosi sistemul de asistență la conducere și prin oraș. Și dacă ești, de exemplu, la un semafor, da, și mașina din față pleacă, că s-a făcut verde, tu nu trebuie să apeși pe pedala de accelerație. Dacă te uiți în față, mașina știe datorită camerei că ești atent la drum și pleacă singură de pe loc. Dar dacă tu stai de vorbă cu pasagerul, de exemplu, și nu te uiți în față și mașina pleacă, vei primi un semnal acustic care te avertizează să apeși pe accelerație manual. Mă rog, cu piciorul, nu manual. Cam asta a fost prezentarea așa de design interior-exterior al noului seria 8 Grand Coupe. E timpul să conducem această mașină, pentru că deși am mai avut două întâlniri cu seria 8 Grand Coupe pe versiunea pre-facelift, niciuna dintre ele n-a fost M850i. Am avut un 840D și un 840i. Așa că este momentul să ne distrăm puțin cu mașina asta, să vedem cum se conduce și să vorbim și de partea ei practică, să-i spunem. Pe parte tehnică, BMW seria 8 Grand Coupe nu s-a schimbat cam deloc odată cu facelift-ul, adică nu vorbim de motoare noi, nu vorbim de opțiuni pe partea de transmisie noi, nu vorbim de nimic de genul ăsta, cum se întâmplă pe alte modele. Cum vă spuneam, rețeta era deja foarte bună și cei de la BMW probabil au considerat că nu are rost să se joace cu ea. Singurele lucruri care s-au schimbat la facelift țin de configurațiile pe care poți să le faci, de faptul că primești mai multe dotări în standard, chestii de genul acesta. Dar în rest, vorbim de aceleași 3 propulsoare mari și late pe care poți să ți le cumperi pe seria 8 Grand Coupe. Vorbim despre versiunea 840D, 840i și M850i pe care o avem și noi aici de față. Bineînțeles, asta exclude versiunile M, care v-am explicat în mai multe clipuri. Modelele M sunt modele M, din punctul meu de vedere. Și din punctul de vedere al lui Jochen Nerpach, fondatorul BMW Motorsport, alea sunt singurele BMW-uri adevărate. Deși BMW în ultimul timp a început, vă spuneam, să șteargă un pic linia dintre modelele M Performance și modelele M. De exemplu, atunci când vine vorba de raportarea vânzărilor modelelor Motorsport, BMW le include în aceeași categorie și modelele M Performance și modelele M. Deși pe partea de dinamică sunt destul de diferite în foarte multe cazuri. Așadar, noi astăzi conducem versiunea M850i, ceea ce înseamnă că sub capotă avem clasicul deja motor N63, 4,4 litri V8 Twin Turbo, care dezvoltă 530 de cai putere și 750 de Nm cuplu. Toate aceste resurse sunt transmise către cele 4 roți ale mașinii prin intermediul acestei cutii de viteze cu 8 rapoarte. Mă rog, acesta e schimbătorul, dar înțelegeți ce vreau eu să zic. Cutie de viteze cu 8 rapoarte de la ZF, 8HP și cu ajutorul unui sistem de tracțiune integrală X-Drive. Despre acest sistem trebuie să vă spun că pe modelul M850i primești în standard un diferențial M-Sport pe puntea spate. Acesta te ajută teoretic atunci când vrei să mergi ceva mai dinamic și vom vorbi despre asta puțin mai târziu. Aceste numere înseamnă că mașina poate atinge 100 de km pe oră de pe loc în 3,9 secunde, deci sub 4 secunde. Iar viteza maximă este limitată electronic la 250 de km pe oră, dar cel mai probabil mașina ar putea să atingă viteze și mai mari. Pe modelele M, de exemplu, poți să cumperi un pachet care îți ridică această limită mai sus. Și e greu să vă descriu cam cât de rapidă este mașina asta, cât de puțin înseamnă 3,9 secunde. Este o adevărată rachetă pe roți, dar ce îmi place și mai mult este sunetul pe care îl dezvoltă motorul, deși are în momentul de față filtru OPF, care ia foarte mult din tonalitate. În continuare, comparativ cu toate celelalte mașini din industrie în acest moment, sau mă rog, cu majoritatea, sunetul este impresionant. Hai să vedem un pic. Și asta este pe modul normal, modul confort de condus. Hai să o dăm și pe sport. Și deja se aud niște bolboroseli din zona din spate mașinii. Da, și se aude într-un mare, mare fel. E drept, la interior, sunetul este augmentat cu ajutorul difuzoarelor.
Dar este o augmentare făcută atât de subtil și atât de bine, încât îți este foarte greu să o distingi de sunetul real. Și v-am explicat în mai multe clipuri de ce se face chestia asta, pentru că clienții își doresc din ce în ce mai mult rafinament, din ce în ce mai multă liniște la bordul mașinii, iar mașinile sunt izolate fonic atât de bine încât ajungi să nu mai auzi motorul. Mai avem și filtrul de particule care mai taie și el un pic din sunet și ajungi într-o situație în care, deși ai un V8 de 4,4 litri sub capotă, ai ocazia să nu-l auzi. Ei bine, producătorii pompează sunetul ăsta în cabine, astfel încât tu să ai un feedback acustic atunci când mergi mai tare cu mașina. Un feedback acustic care contează de foarte multe ori pentru foarte mulți oameni. Și dacă e făcut cum trebuie, se și aude cum trebuie, nu se aude artificial, așa cum se întâmplă în cazul altor mașini. Aici se aude foarte, foarte bine, e bine dozat, e pur și simplu o augmentare subtilă a ceea ce ar trebui să se audă în mod normal în mașină. Iar răspunsul în pedală la acestui V8 este incredibil. Și sunt în modul confort, dar am plecat. Numai cât am apăsat puțin pe accelerație, foarte puțin, și mașina a decolat. Aveam 70, acum am 140 de km pe oră și ar trebui să încetinez. De asta spun că mașina este incredibil, incredibil de rapidă. O să mai încetinesc un pic acum. Sunt în modul confort, o să dau pe sport. O să încetinesc. Acum avem 70 de km pe oră. 150. Este mai mult decât ai avea vreodată nevoie viteza asta. Și răspunsul, repet, răspunsul în pedală este instantaneu, ceea ce nu ar trebui să se întâmple în cazul unui motor aspirat. Este absolut sublim cum se livrează puterea. Nu numai că răspunsul în pedală este instant, dar și valul de cuplu care te cuprinde atunci când apeși cu nesaț pedala de accelerație este de-a dreptul intoxicant. De altfel, trebuie să mă calmez, să trec mașina în modul confort, să activez sistemul de asistență la rulare care mă va ține și pe bandă. Da? Deci în momentul ăsta mașina virează singură. Am un indicator în bord care mi-arată faptul că ea a citit benzile de pe lateral și poate să preia controlul asupra volanului. De altfel am un volan verde acolo care îmi spune că mașina are sistemul activat și pot să iau mâna de pe volan pentru câteva secunde, dar nu în permanență. Și o să mă calmez, pentru că mașina asta te poate transforma într-un huligan. Și cam tot timpul cât am condus-o, am avut aici pe umăr un michiduță care îmi spunea: dă-i, hai să mai auzim un pic evacuarea aia. Dă-o puțin pe sport, mâncați-ai sufletul tău, numai un pic să auzim evacuarea aia. Deci numai așa am suflat în ureche. Și trebuie foarte multă stăpânire de sine ca să nu apeși cu nesaț pedala de accelerație. Nu numai pentru că îți va goli portofelul, pentru că mașina are un motor mare și puternic sub capotă și e normal că are nevoie de benzină ca să poată să livreze această performanță. Vorba aia, unde-i fum e și putere, da? Nu numai că trebuie să te abții din punctul ăsta de vedere, dar și pentru că îți vei pierde permisul extrem de ușor dacă nu ești atent cât timp te afli la volanul acestei mașini. Și totuși, pe cât de rapidă și de bine se conduce, pe cât de rapidă și de manevrabilă e mașina asta, pentru că avem și direcție integrală, apropo, roțile spate virează și ele progresiv odată cu roțile față, și asta face mașina să se simtă mult mai ușoară decât este. Pe lângă modul excelent în care se conduce, mașina asta cred că a fost gândită mai mult ca un GT adevărat, veritabil. Aș putea să călătoresc la bordul ei pentru mulți, foarte mulți kilometri fără niciun fel de problemă. Este incredibil de confortabilă, deși suspensia este multilink, double wishbone, tot ce vrei tu, nu este pe aer. Da? Este o suspensie tradițională, bineînțeles cu amortizoare adaptive, dar nu este pe aer și totuși se simte la fel de confortabil ca o suspensie pe aer. Nu știu exact ce au făcut inginerii BMW, dar au creat aici o bestie cu două fețe. Pe de o parte avem mașina care este incredibil de confortabilă la drum lung, cum vedeți, incredibil de liniște, bine izolată fonic și cu resurse destule pentru a traversa continente fără niciun fel de problemă la viteze amețitoare, acolo unde și legea îți permite, de exemplu în Germania, da? Pe de altă parte au creat și o mașină super sportivă, pentru că dacă o dai pe sport, se ține ca o pisică de drum și controlul greutății pe punți este impecabil, n-am simțit gram de subvirare. Bine, nici nu am împins-o până la punctul în care să subvireze cu adevărat, să o dăm puțin pe modul sport, că intrăm pe o zonă ceva mai virajată și este ceva cum te împinge din curbe când se blochează diferențialul de care vă spuneam de pe puntea spate. Mașina pur și simplu te împinge pe ieșirea din
curbă. Frânele îți inspiră foarte multă încredere. Mi se pare că nu numai că îți inspiră încredere, dar au și o cursă a pedalei super predictibilă. Nu este nici prea sensibilă, nici prea dură. Este fix așa cum ar trebui. Și nu am, pur și simplu, nu am de ce să mă plâng. Este absolut superbă mașina asta. Și vă spuneam, și pe viraj este incredibil. Din păcate acum avem anvelope de iarnă care sunt un pic moi. Și am luat curba asta, deci nici nu am simțit-o. Nici nu am simțit-o. Absolut fenomenală mașina. Fenomenală și pe viraje și pe viteză și trebuie să ai foarte, foarte mare grijă să nu cumva să îți pierzi permisul cât timp te afli la volanul ei. Dar, repet, și când o conduci super lejer prin oraș, este atât de docilă și se simte atât de confortabil încât uiți de faptul că ai 530 de cai sub putere. Și asta am făcut eu în primele două zile în care am condus-o. Am mers cu ea super lejer, super așa încet și am reușit să obțin un consum în București de undeva la 14 litri la 100 de kilometri. Ceea ce mi se pare wow. Ok, media a fost între 14 și 16. Depinde foarte mult de cât de tare te dai la ea. Dacă o calci un pic pe coadă, urcă spre 20 consum în București. Dar eu am obținut între 14 și 16 medie. Apoi, pe DN, consumul mediu a fost în jur de 8,5 spre 9. Iarăși, impecabil din punctul meu de vedere pentru o mașină cu 530 de cai putere. Și pe autostradă undeva între 11 și 12 litri la 100 de kilometri. Iarăși un rezultat, zic eu, bun per total pentru o mașină cu asemenea performanțe. Dar mers într-adevăr la 130, cu absolutamente legal. Mother of God. Ia să vedem aderența aici. Nicio problemă. Se simte un pic greutatea când ești foarte la limită. Se simte un pic. Nu e cea mai mare problemă. Pa. Ce fel merge mașina asta? Am depășit cu mult capacitățile mele de pilot. Așa că o să o las mai ușor pentru că nu vreau să fac vreo prostie pe aici. Dar mașina îți duce pulsul la... Hai să vedem cât am pulsul acum. Da, undeva la 120, dacă în mod normal am undeva la 80, acum am 120 pulsul. Deci îți fierbe sângele în vene, cum s-ar spune, și este absolut, absolut minunată. Da, de altfel, ce altfel de concluzie puteam să am pentru o astfel de mașină? Există oare vreo mașină la 160.000 de euro care să nu îmi placă sau să nu vă placă? Se poate să facă cineva o mașină de 160.000 de euro și să spună cineva, bă, nu-mi place? Nu știu, mie îmi vine foarte greu să cred așa ceva. Dar puteți să-mi spuneți voi în comentarii dacă există o mașină de 160.000 de euro care nu vă place. Pe care dacă v-ar oferi eu cineva, ați spune, bă, nu, că nu știu cum se conduce sau consumă mult sau nu știu ce ați putea voi să îngăimați acolo. Vreau să-mi spuneți în comentarii. Până una alta, prețurile pentru un Serie 8 Grand Coupe în România încep de la 101.000 de euro. Pentru un 840D, dar, bineînțeles, pe măsură ce urci în motorizări și echipări, ajungi la prețuri mult mai mari. Mașina asta începe de la 131.000 de euro. Ce vedeți voi aici costă 162.000 de euro, pentru că, ați văzut deja, are destul de multe opțiuni adăugate extra, care, bineînțeles, nu vin deloc gratis. Spuneți-mi voi în comentarii dacă merită banii, dacă v-ați alege mașina asta sau dacă ați merge pe unul dintre rivalii ei, cum ar fi un Audi S7 sau un Mercedes-Benz CLS 53 AMG sau un AMG GT 4-Door 53 AMG, pentru că nu vorbim de 63 este rezervat pentru M8, aici vorbim de versiunile intermediare. Ce ați alege voi din acest segment? Hai să vedem. Până data viitoare, eu mă mai plimb cu mașina asta, iar voi nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!